Stimați participanți, dragi studenți, stimați profesori, îmi face o deosebită plăcere să găzduim astăzi un eveniment cu un impact foarte mare asupra proceselor politice și sociale din Republica Moldova. Ori, de fapt, vorbim despre democrație, iar dacă o să deschidem Constituția Republicii Moldova, articolul 1, o să vedem că, de fapt, Republica Moldova este un stat democratic. Iar când vorbim despre democrație, de fapt, democrația sunt alegerile. Alegerile democratice organizate, libere. Și, probabil, nu este ușor. Noi am văzut procesul acesta electoral. Este unul care presupune o anumită responsabilitate, dar eu aș zice chiar foarte multă responsabilitate. Pe parcursul mai mult de 30 de ani, cetățenii din Republica Moldova nu odată au fost invitați la vot și mulți dintre voi, noi am avut ocazia să facem lucrul ăsta. Dacă am venit cu niște exigențe asupra procesului democratic din Republica Moldova, să știți că nu orice regim care se declară democratic chiar corespunde acestui regim politic. Apoi putem spune că Republica Moldova, și faptul recunoscut de toată lumea, specialiști, este o democrație electorală. Ori procesele electorale în Republica Moldova respectă strict procedurile. Eu nu mă refer cum votează cetățenii Republicii Moldova, este dreptul fiecăruia dintre noi să o facem așa cum o facem. Și iată, dacă ne referim la criteriile democrației, probabil dacă la multe din criterii Republica Moldova este corigentă, apoi la un criteriu foarte important care este alternanța la guvernare, noi suntem unii din cei mai buni, fiindcă nu odată în scurta istorie a tinerii noastre republici, opoziția și guvernarea și-au schimbat cu locul, nu odată, da? Și aceasta este un semn că, de fapt, mecanismele și procedeile electorale funcționează. Noi mai știm un lucru, că de fapt societatea este un organism viu, iar procesele electorale permanent trebuie să fie adaptate la noile cerințe. Autoritatea centrală care monitorizează, dar putem spune care este responsabil de organizarea alegerilor în Republica Moldova, este Comisia Electorală Centrală, care, din punctul meu de vedere, este o instituție extraordinară care își face bine treaba și rolul și locul său în cadrul procesului democratic din Republica Moldova. Dovadă ne sunt și ultimele ajustări și, cum numim noi, noul cod electoral al Republicii Moldova, care a încercat să se plieze peste noile contexte, peste noile așteptări care vin din partea procesului democratic sau chiar unii lucruri chiar sunt, spunem, necesare. Probabil lucrurile se schimbă cu o dinamică foarte accentuată și de ce este să ne așteptăm și la alte schimbări, nu trebuie să ne temem de lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, dacă o să mă întrebați, eu sunt pentru aceea ca scoborâm vârsta de participare la vot, consider că tinerii de astăzi sunt foarte bine informați, sunt participativi, se interesează de lucrurile și procesele care au loc în societate. Și au dreptul să participe la o vârstă mai timpurie, de ce nu de la 16 ani. Ei, dar e o chestie în care se va discuta întreaga societate, e și o decizie care trebuie să aibă și un caracter politic, oricum procesele se schimbă, fiindcă se schimbă contextele. Astăzi, la fel, în aceeași ordine de idei, discutăm despre un subiect foarte actual și ne-au ratat ultimele alegeri în Republica Moldova. Vorbim despre votul electronic sau votul prin internet. Este o realitate faptul că foarte mulți din concetățenii noștri se află în afara hotarelor țării, dar ei în mare parte sunt încă conectați la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Ei vor fi partea procesului din Republica Moldova. Ei și sunt, dacă vreți, sub aspect economic și social, prin aceleași remitenții care le trimit în Republica Moldova și asta este un suport pentru bugetul din Republica Moldova substanțial. De aceea, probabil, noile modalități de a participare la vot, de a exprima dreptul de a-ți exprima votul, vine să faciliteze participarea concetățenilor noștri.
Am văzut la ultimele alegeri cozile celea interminabile în care stăteau zile întregi, ore întregi pentru a participa, pentru a prinde un buletin de vot și a reuși să voteze. Din păcate, se închideau secțiile de vot și nu toți reușeau să voteze și aceasta este, cum să vă zic, este o problemă mare pentru orice democrație. De aceea chiar aș saluta decizia care s-a regăsit în noul cod electoral, faptul că se poate vota în două zile și aceasta într-un fel ar face ca mai mulți din concetățenii noștri să poată participa la vot. De aceea, iată, votul electronic, probabil mulți dintre voi și la sigur că ați auzit despre aceasta, v-ați interesat, nu este simplu, este o mare provocare pentru democrațiile actuale, este o mare provocare pentru democrațiile și societățile în tranziție, cum suntem în Republica Moldova, dar avem bunele practici, avem practica care probabil este cu totul și cu totul extraordinară și mă bucur că avem un expert care cunoaște din interior lucrurile cum se întâmplă în Estonia, mă refer la domnul Victor Guzun și îl salut pe această ocazie și eu mă bucur de posibilitatea dumneavoastră ca să-l aveți interlocutor pe domnul Guzun, care vine în cunoștință de cauză și în parte va împărtăși experiența cunoscută, deci experiența Estoniei. Sigur că sunt, nu o să deschid aici prea mult paranteze, sunt plusurile acestui sistem, dar sunt și unele minusuri care ține și de asigurarea cibernetică și de asigurarea securității informaționale și de dreptul de a alege liber, fără a fi, poate, eu știu, impus sau ca votul să nu fie cumpărat. Avem foarte, foarte multe, dar până la urmă depinde de cetățean. Și eu salut acest efort, această campanie de informare și de testare acestei noi modalități de exprimare. De fapt, este un procedeu democratic care se ajustează, se pliază peste noile cerințe ale zilei. Deci, vreau să doresc succes acestei întruniri de astăzi și să mulțumesc organizatorilor, fiindcă au ales platforma noastră pentru a se expune și pentru a ne familiariza cu noile procedee care se, mai devreme sau mai târziu, vor fi implementate și în Republica Moldova. Acestea fiind spuse, o să transmite stafeta moderatorului de azi, domnului Mihai Mogâldea, care tocmai a ieșit din televizor și iată a venit direct la Frișpa. Zic asta fiindcă seara l-am văzut la un post de televizor. Așa. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule decan, pentru această introducere. Mulțumesc încă o dată pentru suportul acordat în organizarea acestui eveniment, atât dumneavoastră, cât și partenerilor noștri de la Comisia Electorală Centrală, Agenția de Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologiei Informaționale și Securitate Cibernetică și, evident, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, care cumva facilitează acest eveniment și ne oferă platforma pentru organizarea acestei discuții. În același timp, o salut alături de noi pe doamna Monica Bucurenciu, lider de echipă în cadrul proiectului Facilitatea pentru Societatea Civilă din cadrul parteneriatului ESTIC de la GDCI Limited, care este conectată cu noi prin internet. Trebuie să spunem că în cadrul acestui proiect finanțat de către Uniunea Europeană, am reușit să dezvoltăm mai multe activități despre votul prin internet, despre implementarea votului prin internet în Republica Moldova și, evident, unul din grupurile țintă ale acestui proiect sunt tinerii, pentru că tinerii pot fi potențiali votanți, utilizatori ai votului prin internet la o scară mai largă în comparație cu alte grupuri de vârstă, sunt cei care utilizează mai frecvent tehnologiile informaționale și sunt mai deschiși să testeze, să utilizeze în viața de zi cu zi aceste servicii digitale. De aceea, formatul nostru de astăzi, formatul acestui eveniment, ne va permite să discutăm diferite aspecte care țin despre votul prin internet, despre etapa de pilotare și testare la care se află în prezent acest proces în Republica Moldova și cu siguranță vom avea din partea vorbitorilor de astăzi toată disponibilitatea de a explica unele lucruri care
la prima vedere pot părea complicate. Am onoarea să salut vorbitorii noștri de astăzi, doamna Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale, domnul Artur Aboi, arhitect principal Sistemului Informaționale Agenția de Guvernare Electronică, Victor Guzun, expert politici digitalizare Institutul pentru Politici și Reforme Europene, și Dani Corici, expert de guvernare Centrul de Politici și Reforme. Vom avea pentru început scurte intervenții din partea vorbitorilor, după care vom trece la sesiunea de întrebări, răspunsuri, discuții, la care vă invit să fiți cât mai activi și implicați. Pentru început vreau să-i ofer cuvânt doamnei Monica Bucurenciu, conectată cu noi prin intermediul Zoom, pentru a veni cu un cuvânt de salut din partea partenerilor noștri și a colegilor la Bruxelles, care asigură, de fapt, implementarea acestui proiect, inclusiv în Republica Moldova. Doamna Bucurenciu, vă rog frumos! În primul rând și trebuie să recunosc că nu am realizat cât de așa că mă simt cu atât mai onorată să contribui la eveniment alături de vorbitorii pe care i-ați menționat. Eu, așa cum ați explicat, sunt în momentul de față liderul proiectului Facilității pentru Dezvoltarea Societății Civile în țările Parteneriatului Estic. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și are ca obiectiv general consolidarea democrației participative în țările Parteneriatului Estic, deci nu doar în Republica Moldova, ci în toate cele 6 țări ale Parteneriatului Estic. Proiectul nostru acoperă o arie destul de largă de activități. Printre aceste activități avem și un program de burse pentru activiști ai societății civile din regiune și programul le oferă în principal oportunitatea de a implementa proiecte individuale, dar le dă și acces la diferite oportunități de formare pe care le avem. Și cu programul nostru de burse, de fellowships, cum le numim în engleză, obiectivul principal este de a-i sprijini pe cei care demonstrează un angajament real de a produce schimbări sociale pozitive în comunitățile lor. Și ne dorim să dezvoltăm capacitatea bursierilor noștri de a se implica în mod constructiv cu comunitățile lor, de a lucra cu comunitățile lor și autoritățile din țările lor și de a contribui la reforme. Deci, din acest punct de vedere, proiectul pe care l-a dezvoltat Mihai s-a potrivit perfect cu obiectivele pe care le aveam pentru programul nostru de burse. Ai și vrut, dacă îmi permiteți, să profit de ocazie și să fac și un pic de reclamă proiectului nostru de burse. După cum spuneam, bursele noastre sunt în primul rând pentru dezvoltarea reprezentanților din societatea civilă din cele 6 țări ale Parteneriatului Estic. Ce oferim concret este posibilitatea de a implementa proiecte individuale cu un buget de aproximativ 5.000 de euro. Și de asemenea, după cum spuneam, acces la diverse oportunități de formare și de networking cu alți reprezentanți ai societății civile din țara respectivă, ca și din celelalte țări ale Parteneriatului Estic. Avem din această fază a proiectului două tipuri de burse, burse de implicare comunitară și burse digitale civice, care se axează mai mult pe implicarea, pe digital solutions și pe folosirea soluțiilor digitale pentru a contribui la democrațiile participative. Acum, în curând, în martie, o să avem un nou apel pentru propuneri și aș vrea să încurajez pe toți cei care sunt interesați, sunt implicați în societatea civilă, sunt eligibili, să urmărească, poate o să pot
da celor care sunt prezenți astăzi și linkul la website-ul nostru. O să deschidem noul apel în martie și trebuie să spun că am fost foarte bucuroasă să aud ce spunea domnul Sorcan înainte cu privire la tinerii informați și participativi din Republica Moldova. Asta a fost și impresia mea până acum, și dar din păcate în ultimul timp primim mai puține propuneri din Republica Moldova pentru programul nostru de burse și sper că asta se va schimba cât de curând, și așa că mă bucur cu atât mai mult că astăzi am avut ocazia să vorbesc și să fac un pic de reclamă proiectului nostru de burse. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a interveni astăzi și vă doresc un eveniment cât mai plin de succes. Eu voi rămâne în background dacă nu e nicio problemă. Mulțumesc foarte mult, doamna Monica Bucurenciu, pentru intervenție și pentru prezentarea detaliilor privind acest apel de burse, la care de altfel vă încurajez și eu să aplicați, pentru că într-adevăr este o oportunitate foarte bună de a pune în practică un proiect la o scară mică, dar axat pe soluționarea unei probleme pe care dumneavoastră o vedeți fie în societate, fie în în rândul colegilor, în rândul tinerilor, de exemplu, și evident poate avea un impact destul de mare asupra comunității în care activați și alături de care doriți să vă dezvoltați, inclusiv profesional. Evenimentul de astăzi face parte din acest program de burse și de altfel am avut ocazia să dezvoltăm mai multe materiale pe parcursul proiectului datorită finanțării obținute din partea Uniunii Europene. Fără a tergiversa acest proces de trecere la prezentările colegilor noștri vorbitori, o să o invit pe doamna Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale, să ne ofere o perspectivă mai largă asupra câtorva elemente relevante pentru procesul de implementare a votului prin internet în Republica Moldova, în special care țin de cadrul legal, care țin de cadrul politicilor în domeniul electoral, legislației electorale și inclusiv asupra eforturilor întreprinse în ultimul an și dincolo de această perioadă de către Comisia Electorală Centrală pentru a accelera acest proces de discuții, consultări pe marginea votului prin internet la nivel instituțional, dar și în colaborare cu societatea civilă. Vă rog, doamna Caraman. Mulțumesc, Mihai. Stimate domnule decan, stimați participanți și participante, îmi face o deosebită plăcere să vă salut în cadrul acestui eveniment. Implementarea votului prin internet, iată că devine un subiect foarte și foarte actual și asta e de bine, pentru că unul dintre obiectivele instituției responsabile de organizarea alegerilor este ca să comunice cu părțile interesate, este ca să discute acele subiecte de actualitate cu societatea, în special în contextul reformei electorale, despre care a vorbit domnul decan, în special despre elaborarea metodelor alternative de vot, subiectul întrunirii de astăzi. În minutele ce urmează, eu vă voi vorbi despre acele etape care au determinat elaborarea metodelor alternative de vot, iar colegii mei vorbitori din acest panel vă vor da mai multe detalii despre procedura de vot propriu-zisă, despre ce soft, despre ce soluții tehnică, cum urmează să se întâmple votarea prin internet. Deci, ceea ce ține de digitalizare, procesul a mers cu pași mai hotărâți
începând cu 2008, atunci când a fost adoptată legea privind sistemul informațional de stat alegeri, deci presupune un sistem de module, de aplicații, care vin să ajute la soluționarea unor probleme, la automatizarea unor procese, pentru că tehnologiile informaționale care sunt parte a vieții noastre de zi cu zi nu sunt excepții și pentru domeniul electoral. Cunoașteți etapa când a fost implementat registrul de stat a alegătorilor, deci s-a întâmplat în 2014, dar lucrul a început, așa cum ziceam, începând cu 2008, în baza acelei legi, care de altfel prevedea inclusiv votul electronic. Deci acel concept presupunea mai multe module care vin să automatizeze procesele electorale, inclusiv metoda alternativă de vot. Deci acel registru de stat al alegătorilor a apărut de fapt dintr-o necesitate. Vă amintiți discuțiile axate pe acuratețea listelor electorale, calitatea acestora și era evident că avem nevoie de un sistem unic care să țină evidența alegătorilor. Iar odată cu implementarea registrului a fost posibilă să avem o evidență în timp real a prezenței alegătorilor la vot și să vedem afișate rezultatele alegerilor chiar în seara alegerilor. Am stricat un pic lucrul jurnaliștilor sau din acea tensiune care ne țineau, pentru că datele, pe măsură ce veneau din secțiile de votare, erau afișate, date preliminare cei drept, dar toată societatea putea urmări în regim real cum sunt numărate acele voturi și care este tendința privind rezultatele acestora. În slide-ul care îl vedeți, sunt enumerate mai multe module care fac parte din acest sistem. Ține și de buletine de vot și de documentație electorală, înregistrare prealabilă și așa mai departe. Astăzi suntem în elaborarea a încă 5 module, ceea ce ține de listele de subscripții, de o bază solidă de date pe care să o facem accesibilă pentru public și inclusiv metoda alternativă de vot. Deci, cu întârziere. Vă spuneam că acest proces a cunoscut o dezvoltare în special în 2005-2020, când am dezvoltat peste 15 module, dar ceea ce ține de metoda alternativă de vot, așa cum spunea și domnul decan, cunoaștem acele rânduri care au fost în secțiile de votare peste hotare, deci provocările care erau față de alegătorii din diasporă, distanțele lungi, lipsa de buletine de vot și era necesar ca să venim cu o soluție pentru această categorie de alegători. Este adevărat că codul electoral prevede și posibilitatea de votare în 2 zile, digitalizăm procesul de liste peste hotare, vrem să renunțăm la acele liste scrise pe hârtie, dar viitorul este cu aplicarea tehnologiilor informaționale. Și începând cu 2020 a fost inclus în planul strategic al Comisiei dezvoltarea unor metode alternative de vot și în particular votul prin internet. Ori am avut un model, bunele practici, deci modelul care este implementat astăzi în Estonia. A fost constituit un grup de lucru din care au făcut parte reprezentanții mai multor instituții antrenate în acest proces și în iulie, în anul 2022, deci a fost elaborată acea concepție, după care am recurs la elaborarea caietului de sarcini pentru soluția tehnică și deja acele etape ulterioare care prevăd implementarea metodei alternative de vot. De altfel, de curând planificăm să facem o lansare a acestui caiet de sarcini, deci să discutăm cu părțile interesate, deci cu partidele politice, cu specialiștii în domeniu, cu societatea civilă, să discutăm despre ce presupune această soluție tehnică, cum va avea loc această votare prin internet, începând cu autentificarea în sistem a alegătorului
și cu totalizarea rezultatelor. Vă ziceam că în acest proces sunt antrenate instituții, ori cadrul necesar pentru pregătirea implementării votului prin internet depășește doar atribuția Comisiei Electorale Centrale. Avem antrenate în proces și Agenția de Guvernare Electronică, care ne asigură cu schimbul de date. Sunt antrenate și Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, responsabil de securitate, dar și modalitatea de autentificare în sistem, pentru că noi astăzi vorbim, un pic am să dau detalii, astăzi vorbim despre autentificarea cu acea cheiță electronică, cu semnătura electronică, dar posesori de asemenea cheițe sunt mai puțin, cred că de 10% de populație, și atunci știu că tehnicienii discută și alte modalități de autentificare în sistem, după care vine autentificarea în calitate de alegător sau cel care primește buletinul de vot și deja cum are loc votarea prin intermediul acestei metode alternative. De asemenea, este implicat în proces și Serviciul de Informație și Securitate pe partea de securitate cibernetică, în special în realitățile care ne înconjoară. Deci trebuie să fim gata să fie prevenite aceste posibile atacuri și ziceam că este efortul mai multor instituții și nu doar a Comisiei Electorale Centrale. Trebuie să subliniez că avem ca model votul implementat în Estonia, deci un exemplu de succes. Spunea domnul decan că țara noastră este un model de succes privind alternanța democratică a puterii. Sperăm să devenim și un alt model de succes prin aceste module pe care le avem. De altfel, suntem de referință în regiune și sperăm să, de ce nu, să fim următoarea țară care să poată implementa votul prin internet, dar accentăm că trebuie să ne grăbim încet, pentru că sunt mai multe procese, sunt mai multe etape, este important ca să discutăm, în special ceea ce ține de încrederea în această modalitate de vot și iată, în cadrul acestor discuții, venim și comunicăm despre fiecare etapă pe care o implementează Comisia Electorală Centrală în calitate de instituție care asigură organizarea alegerilor, dar și efortul mai multor instituții care sunt antrenate în proces. Și votarea, fie în mod tradițional, fie prin internet, trebuie să răspundă acelor principii generale. Deci votul trebuie să fie liber exprimat, trebuie să fie secret, trebuie să fie direct. Și, iată, în această direcție se lucrează în ceea ce privește și soluția tehnică și modalitatea propriu-zisă a acestui proces despre care vă vorbi colegii mei. Ceea ce vreau să zic în încheiere, că vrem noi sau nu, dar atât realitatea care ne înconjoară, tehnologia, dar de ce nu și provocările pe care le-am avut atunci când ne-am confruntat cu situația COVID, avem această numeroasă diasporă și vrem noi sau nu, trebuie să întreprindem toate acțiunile pentru ca să asigurăm participarea alegătorilor la alegeri, să fie procesul mai inclusiv, să fie accesibil pentru toți și în acest sens, iată, discuțiile pe marginea unor metode alternative de vot, în speță votul prin internet, nu fac decât să ne ajute ca să înțelegem dacă suntem pe calea cea corectă și dacă este acceptată această metodă alternativă de către întreaga societate. Și acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc. Deja colegii urmează să vă dea mai multe detalii. Mulțumesc mult, doamna Caraman. Într-adevăr, o prezentare foarte exhaustivă ca să înțelegem mai multe elemente ale procesului, inclusiv instituțiile implicate și cum stăm la ora actuală când vine vorba despre votul prin internet.
Acum aș dori să aduc în discuție un alt element al problemei. De multe ori când se vorbește despre votul prin internet, o să auziți la televizor voci, în special venite din partea unor actori politici, care spun că Republica Moldova nu este pregătită să implementeze votul prin internet din diferite motive. Iar unul din motivele aduse în discuție ține de partea tehnică, că nu avem toate componentele tehnologice care ne-ar permite să implementăm votul prin internet. De aceea eu aș dori să-l invit pe domnul Arturi Avoi, arhitect principal al sistemului informaționale Agenției de Guvernare Electronică, să ne spună cât de pregătiți suntem astăzi să implementăm votul prin internet în Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc, Mihai! În primul rând aș vrea să spun că îmi pare bine că am revenit în alma mater. Am finalizat Universitatea de Stat în 2006. Facultatea de Tehnologie Informaționale și Matematică, specializarea proiectare sisteme informaționale. Și după cum vă sună specializarea, eu în acest domeniu am lucrat din start și probabil am decis să aleg această profesie încă din clasa 8-a și așa am mers pe parcurs în toate studiile mele ulterioare. Votul prin internet, deci aici este foarte important de menționat, nu votul electronic, nu votul exprimat prin, nu știu, scanarea unei hârtii pe care se aplică votul cu ștampilă tradițional, dar anume votul prin internet, este implementat doar în Estonia la această etapă. Și din studiile noastre al încercărilor altor țări de a implementa acest vot, noi ne-am dat seama că, de fapt, contextul estonian este mai important însuși decât implementarea. Multe țări, precum ar fi Franța, Canada și alte referințe mai puțin cunoscute, de fapt, nu au implementat vot prin internet așa cum a făcut Estonia și din această cauză și nu au avut succesul estonian. În Estonia se votează prin internet de 15 ani și la ultimele alegeri, nu vreau să greșesc cifra, dar au fost ceva de genul 49 sau 51%, deci cumva în jur de jumate din persoane au votat doar prin internet. Problema în general este una și complicată și complexă. Complicată în sensul algoritmilor criptografice implicați pentru a asigura lucruri parcă ar fi incompatibile, cum ar fi confidențialitatea votului și totodată corectitudinea, adică dreptul la vot, proporționalitatea votului, însemnând că să nu poate vota o persoană mai mult de o dată, da? Sau să exprime mai multe voturi. Deci această combinație în aceste două principii, în principiu, este și problema de bază care duce la faptul că soluția tehnică este complicată. Și mai este și complexă pentru că implică inclusiv sistemele informaționale care CEC-ul deja le are, organizarea întregului proces și implicarea mai multor sisteme informaționale din Republica Moldova, existente deja, cum ar fi servicii de autentificare și control accesului MPAS, serviciul de semnătură electronică MSign, schimburi de date, platforma de schimb de date MConnect, dar și problema posesiei semnăturii electronice în diasporă, pe care noi intenționăm să o rezolvăm cu o nouă semnătură mobilă denumită MobiSign. Pe această ocazie vreau să vă anunț că lansarea acestei soluții este tot mai aproape. Nu pot să spun încă data exactă, dar toată lumea, mă refer de la persoane tehnice până la politice, deja spune că este în consens cu ceea ce a creat Agenția de Guvernare Electronică aproape un an în urmă. Deja era gata de lansare. Deci, în esență, dacă ne întoarcem un pic cum se acoperă principiile de bază al unui vot, da? În varianta implementării lui în vot prin internet. În primul rând, persoanele vor putea vota doar cu semnătură electronică, calificată. Adică noi nu folosim, cum au fost încercări în alte țări, de autentificări slabe sau posibilitatea de a
ca o persoană să se dea drept fiind altă persoană. Semnătura electronică avansată calificată presupune că persoana a obținut această semnătură într-un mod controlat undeva la un oficiu de înregistrare unde a fost verificat actul de identitate, ceea ce de fapt și reprezintă identitatea noastră în lumea fizică. Da? Obținând această semnătură electronică, dacă persoana nu-și dă telefonul sau mobil sau dispozitivul pe care semnătura electronică o deține și PIN-ul unei alte, și nu dictează, spunem așa, PIN-ul unei alte persoane, deci este imposibil ca altă persoană să semneze sau să voteze în locul acesteia. Și de aici apare prima întrebare, ok, dar dacă persoana este forțată, de fapt, să-și dea semnătura unei alte persoane? Pentru această întrebare există răspuns de mult în modelul estonian și, de fapt, noi am preluat aceste practici cu toate explicațiile de rigoare, asemenea idei, spunem așa, nu au realizare practică. În votul prin internet există posibilitatea ca o persoană să voteze de multe ori. Se ia în calcul doar ultimul vot a persoanei. Adică persoana poate să-și modifice, în ghilimele, dar votează de fapt de mai multe ori, să-și modifice votul de câte ori dorește, atâta timp cât votul prin internet este în perioada deschisă. La moment noi presupunem că această perioadă va fi de luni până miercuri. Dacă votul tradițional va fi sâmbătă și duminică, după legislația de acum, votul prin internet va fi închis, da, într-o perioadă anterioară. De ce se face acest Deci, pentru un caz în care o persoană consideră că a fost, fie nu are încredere în votul prin internet, fie a fost forțată să voteze, nu știu, de angajatul său, de colegul său, de prietenul său, de membru a familiei, sau alte modalități care se întâmplă în lumea reală, el poate să se ducă la circumscripție în mod fizic și dacă votează sâmbătă și duminică în mod fizic, votul prin internet este anulat. Cu alte cuvinte, persoanele care din anumite motive deci există, au riscuri de a fi, spunem așa, forțate să voteze pe altcineva, nu, de fapt nu își pot realiza dreptul de vot și de la alegere în formă clasică. Deci, încă o dată, votul pe internet este o metodă alternativă de vot. Deci, nu vorbim de votul prin internet ca singura modalitate de vot și, probabil, mulți ani încă înainte, această variantă nu va fi discutată. Mă refer la 10 de ani, adică nu la ceva apropiat. Deci, astea sunt două aspecte care, cumva, clarifică, probabil, anumite întrebări care le aveți. În rest, este foarte puțin timp ca să vă răspund la întrebări, dar vă pot răspunde, adică dacă aș avea timp, la întrebări cum se folosește anume criptografia într-o formă destul de avansată, unde se implicați mai mulți algoritmi, astfel încât votul exprimat de alegător să ajungă să fie calculat în totalul alegerilor fără a fi decriptat de către Comisia Electorală Centrală sau altcineva care ar putea interveni pe acest parcurs. Cu alte cuvinte, noi ca alegători votăm, alegem un candidat, criptăm votul pe telefonul nostru, adică aplicația de vot prin internet, este, noi la această etapă am ajuns la concluzia că vom face aplicație mobilă, nu un website sau nu o aplicație desktop, astfel încât votul exprimat în telefonul dumneavoastră mobil, înainte de a părăsi telefonul dumneavoastră mobil, este criptat. Criptat în așa o formă în care Comisia Electorală Centrală poate să facă totaluri, adică să adune suma, să vadă pentru cine ați votat, fără a decripta acest vot. Aceasta este posibil folosind tehnici de criptografie homomorfică, dacă să deschid un pic paranteza și dacă să mai deschid încă un pic paranteza, anume criptografie homomorfică în formă Yale-Gamal exponențial. Deci, pentru
poate, dacă sunt specialiști în sală sau ne aud prin internet. Deci este de ajuns să citiți literatura de specialitate, implementarea Helios pentru vot online făcut în 2008, implementarea estoniană din 2015, deci până în 2015 foloseau alte tehnici pentru care au fost criticați că nu asigură securitatea deplină. Și din 2015 Estonia a trecut la a treia sau a patra implementare a votului prin internet, care, din câte am înțeles, nu prea are critici deja. Deci noi din start vom implementa varianta din start, da, varianta testată deja și cu mai puține critici de la persoanele care știu domeniul criptografic, spunem așa, cei care sunt implicați în acest aspect. Cam atât vă spun că avem acum 10 minute, dar în secțiunea de întrebări-răspunsuri aș putea să vă descriu încă un pic în detalii. Mersi mult, Artur. Într-adevăr, suntem un pic presați de timp și o să încercăm să accelerăm un pic prima parte a procesului de intervenții. O să rog pe Dan Nicorici, expert e-guvernare în cadrul Centrului de Politici și Reforme și colegul nostru în cele două grupuri de lucru care au lucrat până în prezent la dezvoltarea conceptului privind sistemul de vot prin internet, votare și a soluției tehnice, să acopere un alt element al problemei, de altfel la fel de important și relevant pentru întreg procesul și care ține de, voința politică pentru implementarea votului prin internet. Deci, ca votul prin internet să devină o realitate în Republica Moldova, este nevoie ca legislația electorală să fie amendată de către Parlament. Doar Parlamentul poate să facă acest lucru și e nevoie de o majoritate parlamentară în acest sens. Întrebarea evidentă este în ce măsură astăzi avem această voință politică pentru ca procesul să treacă de la etapa de pilotare și testare la care este în prezent, la cea de aplicare în cadrul unor alegeri viitoare. Dan, te rog să acoperi inclusiv acest aspect care cred că este important. Mersi. Da, mersi. Da, mersi tuturor. Eu voi încerca pe scurt. Pentru a fi implementat votul electronic este nevoie de câteva ingrediente. Unul din ele este ca să fie voință politică, adică cetățenii să dorească implementarea votului și Parlamentul să voteze pentru această implementare și să fie de acord. Și a doua parte este ca instituțiile noastre să poată să îl implementeze și să fie de asemenea de acord cu asta. Păi, parte cu instituții, noi în acest grup de lucru, după cum a spus doamna președintă Cec, au fost antrenate toate instituțiile care vor fi antrenate în procesul de vot și când am elaborat acest concept al sistemului și acum că e de sarcin, toate instituțiile au fost antrenate și toate instituțiile sunt pe aceeași undă că trebuie să implementăm sistemul de vot. După asta, cât despre voința cetățenilor, un studiu al Asociației Promolecție încă 2018 a arătat că peste 40-50%, dacă să nu greșesc, din cetățeni ar vota, sunt ok să voteze electronic. Noi în țară avem acum 200.000 de oameni care au semnătură electronică și 90% din gospodării care sunt conectate la internet. Adică persoanele care, cetățenii noștri sunt gata să folosească de acest sistem. Deci asta este important, pentru că în alte țări despre care noi vorbim nu este așa. Mult mai puțini oameni au conexiuni la internet, instituțiile nu comunică între ele, nu neapărat sunt pe aceeași unde și de asta se întâmplă așa că în parcursul implementării unui sistem o țară refuză de la el sau nu îl implementează. Și aici ne ducem la partea cu Parlamentul. Unul din argumentele Parlamentului de ce nu implementează votul electronic este că iată, alte țări au refuzat implementarea lui sau nu a mers până la sfârșit. Dar, iarăși, aici contează contextul și unele țări au implementat votul doar pentru, să zicem, doar pentru detașații militari de care se află peste hotare ca să poată să voteze. Alte țări au încercat să implementeze, dar nu aveau așa o infrastructură digitală necesară și astfel procesul s-a oprit.
cât despre Republica Moldova, noi avem toată infrastructura necesară pentru asta. Noi avem semnături electronice calificate și nu vorbim despre, cum a spus Artur, noi nu vorbim despre diferite logări doar cu o parolă sau cu e-mail sau cu IDNP. Și aici este, da, și despre etapele următoare. Parlamentul trebuie să susțină această idee, însă noi observăm puțină reticență de la deputați și aici este nevoie și de un consensus între partide, adică dacă doar un partid susține acest sistem, asta nu este de ajuns, pentru că noi avem o altă aproape jumătate de parlament care este contra lui și pentru a face un sistem care este durabil în ani, este necesar ca să fie acest consens. Și mai departe, noi vrem să pilotăm acest sistem la alegerile locale, el trebuie cec deja la votat și este necesar discuții și de asta noi își facem consultări publice în care vrem să aducem partide, ei să ne spună poziția lor. Noi am discutat și cu oamenii și cu instituțiile și vrem să auzim poziția partidelor politice, reticența sau poate aspectele pozitive care ei vreau și în cadrul consultărilor publice sau să ameliorăm aceste temeri sau să le explicăm ca după asta să putem să mergem înainte. Mersi tare mult, Dan. Într-adevăr, participarea partidelor politice și în special a celor din Parlament este foarte importantă pentru procesul de consultări, pentru, în general, mersul implementării votului prin internet. De altfel, astăzi, la acest eveniment, am invitat și reprezentanții actualei guvernări. Din păcate, nu s-a reușit ca cel puțin unul din deputații majorității parlamentare să fie prezent la acest eveniment, mai ales că Parlamentul a bugetat în luna septembrie anului trecut suma de 8 milioane de lei pentru ca procesul de pilotare și testare să fie astăzi derulat. Sperăm să reușim ca la cel puțin la alte evenimente să avem prezenți în sală și reprezentanți ale partidelor din Parlament, dar și a partidelor extraparlamentare sunt la fel de importanți pentru procesul în sine. Acum aș dori să îi ofer cuvânt unui alt coleg de al nostru, Victor Guzun, expert politic și digitalizare la Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Victor este stabilit în Estonia de mai mulți ani, este fost ambasador al Republicii Moldova la Tallinn și este unul din promotorii cei mai activi ai votului prin internet de o perioadă mai lungă de timp. Victor ne va spune mai multe despre experiența Estoniei, inclusiv în implementarea votului prin internet, dar și ce măsuri, ce alți pași sunt necesari în perioada următoare ca votul prin internet să devină o realitate în Republica Moldova. Victor, te rog, ai cuvântul. Votul prin internet, ce Victor într-un fel încearcă să transfere experiența estoniană de 18 ani și să explice cât de mari beneficii poate aduce votul electronic pentru procesul electoral. Deci în Estonia se votează de 18 ani electronic, da, din 2005 când au avut loc primele alegeri locale cu utilizarea votului online. 46,7% din cetățenii Estoniei au votat, care au votat la alegeri, au votat online la ultimele alegeri care au avut loc. Și uitați-vă că în 5 zile se vor deschide urnele online pentru alegerile parlamentare, deja al 18-lea an consecutiv. Dar uitați-vă de ce este atât de important acest element. Deci noi avem o problemă sistemică, așa cum a spus și doamna Caraman, dar și colegii mei. Deci cetățenii Republicii Moldova nu au toate instrumentele necesare pentru a-și exercita dreptul lor suprem, dreptul de a vota. Și nu vorbim doar de acele rânduri interminabile. Vă spun în cunoștință de cauză. Nu doar rândurile sunt problema. Deci e nevoie de bani, e nevoie de efort, e nevoie să-ți rezervezi acea zi, e nevoie să vii peste mări la propriu. Pentru că, de exemplu, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Finlanda, cea mai apropiată secție de vot se află în Estonia, în Tallinn. Eu vă spun în cunoștință de cauză, 5 ani am organizat această secție de vot. Deci imaginați-vă că trebuie să vii din nordul Finlandiei, trebuie să treci mare, trebuie să stai în hotel ca să votezi doar. Deci avem o problemă și această problemă nu are o soluție de la sine.
Există o mulțime de soluții. Estonienii au 7 opțiuni tehnice de vot care sunt folosite. 7 opțiuni tehnice. Și votul electronic este doar una dintre ele. Este super important de menționat că votul electronic este doar una dintre opțiuni și fiecare cetățean își poate selecta opțiunea sa de vot. Eu prefer să votez online, am făcut asta de mai multe ori, ultima dată din Republica Moldova, dintr-un sat, pentru că acolo eram. Dacă nu era votul online, nu puteam să votez la alegerile locale din districtul în care mă aflu eu. Mai departe, din toate soluțiile tehnice existente, deja este clar că votul online este cea mai sigură modalitate. Chiar și acel vot prin poștă, îl necesită o mulțime de elemente tehnice, dar votul online, de fapt, este o replică, așa cum a spus colegul meu, Artur, a acelei votări prin poștă, sistemuri de două plicuri, ce nu sunt plicuri obișnuite, sunt plicuri electronice. Și gândiți-vă la perspectiva că este nevoie de foarte multe hârtii, ștampile, operatori poștali, cutii poștale, deschidere și așa mai departe. Deci riscurile pentru votul prin poștă sunt mult mai mari. Mai departe, domnul decan Solcan a spus despre minusuri ale votului electronic. Nu sunt minusuri, sunt plusuri de fapt, dar noi le numim impedimente sau provocări care sunt. Da, există provocări, da, există impedimente, dar Republica Moldova este gata din toate perspectivele pentru a implementa votul online. Sunt absolut sigur, nu doar eu, ci toate instituțiile care au participat în grupul de lucru despre care am discutat astăzi. Deci toate instituțiile din punct de vedere tehnologic, a securității, Ministerul Justiției, Serviciul de Informații și Securitate, ASP, AG și așa mai departe, spun că da, noi suntem gata. Mai mult decât atât, cum a spus doamna Caraman, doamna președinte, deci majoritatea proceselor electorale deja au loc cu implementarea soluțiilor digitale. Amintiți-vă când ați fost la vot ultima dată, ați intrat în secția de vot, v-a controlat operatorul dacă ați votat sau nu, dacă ați votat, deja nu intrați în sala corespunzătoare. Toate operațiunile tehnice sunt făcute, de fapt, automat și electronic. Și există, desigur, o mulțime de elemente care trebuie luate în considerare, dar cel mai important este natura umană a acestui proces. Câteva elemente care au sunat astăzi. Deci s-au operat cu 200.000 de cetățeni sau nu știu câte 10% sau 20% care au semnătură digitală. Deci statistica arată foarte clar documentată de la toate instituțiile că noi avem 130.000 de chei de semnătură publică în Republica Moldova, dar fiți atenți, din 75% din ele sau 87.000 sunt eliberate de către STIS, dar doar 46.000 sunt pentru cetățeni unici, pentru utilizatori unici. Deci rata de penetrare cu semnătură digitală, dar așa cum a spus Artur, fără semnătură digitală noi nu avem vot, este foarte mică, în mod special în diaspora. Noi trebuie să facem acest lucru cât mai mult cetățeni și noi sperăm că MobiSign va fi o realitate. Și sunt câteva mituri, dacă să finalizez aici. Se spune că nu este sigur. Deci din toate elementele corespunzătoare, aceste elemente de check and balance, votul prin internet este cea mai sigură modalitate de vot. Se spune că doar tinerii votează, ce nu este adevărat. Nicio statistică în Estonia, 18 ani, nu demonstrează acest fapt. Mai mult decât atât, oamenii care au mobilitate scăzută, oamenii care călătoresc, oamenii care sunt în vârstă au, de fapt, cea mai mare nevoie de acest vot prin online. Se spune că este scump, da? Dar, de fapt, iarăși este un mit, pentru că în România un vot prin poștă a costat 50-60 de euro la alegerile precedente organizat, pe când un vot online în Estonia costă puțin peste 2 euro. Gândiți-vă la perspectiva corespunzătoare. Se spune că avantajează pe cineva votul online și aici intrăm în dimensiunea politică, pentru că politicienii noștri cred că votul online beneficiază un partid sau altul, ce nu este demonstrat nici într-un fel de vot. De fapt, nu avantajează pe nimeni și oricare discuție, eminament politică, este una contraproductivă. Trebuie să existe un consensus și tare am fi dorit să fie membrii Parlamentului Republicii Moldova în această discuție. Se spune că nu suntem gata pentru votul online, chiar iarăși nu este adevărat. Noi suntem gata din punct de vedere tehnologic. Elementul primordial este că trebuie să avem cât mai multe discuții pe subiectul ăsta. Să explicăm cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv și dumneavoastră, care sunt plusurile, care sunt acele provocări și treptat, dar foarte responsabile să ne mișcăm înainte. Deci eu sunt absolut sigur că votul online va fi o realitate în Republica Moldova, ca să soluționeze această problemă sistemică și cu cât mai rapid se vor întâmpla toate procesele conexe, cu atât mai bine. Vă salut, vă mulțumesc pentru această temă, pentru că ridicați iarăși la
fileu această problemă foarte importantă, pentru că de obicei se discută problema atunci când este cea mai gravă, înainte de alegeri și după alegeri. Mulțumesc, Victor, că ai fost... Mulțumesc, Victor, că ai fost succint și ai reușit cumva să atingi câteva puncte mai sensibile ale problemei. În continuare mai avem circa 30 de minute până la finalul evenimentului și eu vreau să profit de această ocazie ca să vă ofer cuvântul vouă celor prezenți în sală, să adresați întrebări, să veniți cu comentarii, să spuneți, să vorbiți poate despre potențiale temeri, provocări pe care le vedeți voi legate de acest proces și să vă implicați în discuție, pentru că până la urmă ăsta este unul din scopurile evenimentului de astăzi. Avem două microfoane la dispoziție, o să luăm o rundă de trei întrebări, după care le oferim șansa vorbitorilor noștri să răspundă. Puteți să vă prezentați și să indicați către cine doriți să adresați întrebarea. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Natalia Putină, sunt conferențiar universitar la Facultatea Relații Internaționale Științe Politice și Administrative. Vreau să vin inițial cu un comentariu în adresa acestui proiect, acestei inițiative. Cum s-a menționat, votul online este un vot alternativ, o soluție de votare alternativă. Desigur că nu putem punem în discuție necesitatea propunerii pentru cetățenii Republicii Moldova unei soluții alternative de vot în realitățile de astăzi. Și aici s-a vorbit foarte mult despre modelul estonian și utilitatea și experiența utilizării votului online. Eu aș vrea să vorbesc despre votul prin corespondență, care este un frate mai vechi, da, și că votul online de fapt este o soluție mult mai nouă, performantă și mai actuală, iar votul prin corespondență se utilizează de peste 70 de ani în foarte multe state europene cu democrație consolidată și cu tradiții, pornind de la Statele Unite ale Americii, Germania, Austria, Elveția și așa mai departe. Și chiar la ultimele alegeri naționale în Germania în 2021, peste 40% din populație au folosit votul prin corespondență. Deci, eu consider de fapt că nu este vorba de dubii în utilizarea unei metode alternative de vot, iar votul online, cu implicarea de fapt a experților pe domeniul de tehnologii informaționale și asigurarea procesului securizat de o manieră în care să includă toate acele elemente necesare, corecte de exprimare a votului, sunt doar binevenite și, într-adevăr, actorii politici, societatea trebuie să fie convinsă ca să ajungem să implementăm acest model. Eu, de fapt, aș dori să întreb când văd sau de când am putea să începem, sau pentru că suntem la etapa de implementare și testare în acest proiect, dar de cât timp ar avea nevoie Republica Moldova dacă s-ar vota mâine în Parlament asta legea, da, ca să trecem deja la aplicarea acestui model de votare. Mersi. Mulțumesc. Dacă haideți, ca timp, tehnicienii spuneau că pentru elaborarea acestui soft, cel puțin ar fi vorba de 8-9 luni, un an de zile, pentru ca să ținem cont de toate acele momente, vorbind de securitate, autentificare, soluția. Noi am avut discuții nenumărate ce soluții de criptare alegem și ce soluții de siguranță, blockchain, timestamp și așa mai departe.
Cert este că s-a evidențiat că pornim de la modelul care deja a fost testat. Noi ar trebui să ne învățăm pe greșelile altora și nu pe ale noastre. Asta e partea bună, că avem un model care funcționează. Și eram foarte optimiști ca să putem să testăm la alegerile locale, exact așa cum s-a făcut în 2005 în Estonia, în cadrul unor alegeri mai mici, să le zic așa, și fără impact juridic. Deci suntem la etapa de testare pentru ca să vedem cum funcționează de fapt. E una când simulez, și asta vom face, vom simula aceste procese, poate chiar vom propune să fie ales activ aici la universitate și să utilizăm o soluție similară, dar cel mai bine sistemul se testează într-un cadru, într-un scrutin real, fără efecte juridice. După care se ajustează, se mai fac testele astea de siguranță și se vine deja cu pilotarea și pe urmă implementarea propriu-zis. Noi sperăm să avem posibilitatea să testăm la alegerile locale din toamna acestui an, dar asta ar fi foarte optimist. Acum, ca exemple, enumerăm Germania, Statele Unite, Norvegia, Franța, pentru că ei tot zic Franța și Norvegia că au trecut prin experiența votului electronic, de altfel, nu prin internet propriu-zis, în unele cazuri. Ce este important să menționăm? Aceste țări cu democrație consolidată și cu tradiții democratice nu au o diasporă, cum o are Republica Moldova. Noi avem realitățile noastre, noi trebuie să găsim soluții pentru cetățenii noștri care sunt într-un număr mare peste hotare. Și vorbea domnul Guzun despre costuri, că este scumpă această tehnologie. Da, la etapa de inițiere, de elaborare, implică niște costuri. Dar noi trebuie să ținem cont de costurile care le au cetățenii noștri atunci când vin la mii de kilometri distanță. Costurile lor tot trebuie să le calculăm. Și apropo, la fiecare scrutin. Unele scrutini au câte două tururi. Și este un efort pe care trebuie să-l facă cetățenii noștri. Și asta tot trebuie să luăm în calcul. Și ce ține de votul prin corespondență, eu îmi dau seama că cu 70 de ani în urmă, când exista, când începea să fie poșta, ca metodă alternativă, acest instrument era la dispoziția celor care s-au gândit metode ca să fie mai accesibile. Astăzi suntem în alte realități și cred că ar trebui să mergem și în domeniul ăsta, mai ales că tehnicienii spun că este testat. Și din argumentele invocate le-am auzit și pe ăsta. Chiar primii trebuie să fim? De ce nu? De ce să nu fim și noi printre primii? Dacă facem totul ca la carte, discutând, răspunzând la cele temeri și mergând etapă cu etapă, foarte atent și fără grabă, atunci eu cred că este șansă de succes. Aș vrea să mai completez și să amintesc exemplul domnului Guzun, care a spus că în România votul prin corespondență a costat 50 ceva de euro și votul online în Estonia, unde salariile sunt mai mari și PIB-ul este mai mare, doar 2 euro per vot electronic, vot online. Deci este și costul. Păi pot să estimez acum, dar deja când o să fie... Nu știu, este un buget pe care doamna Caraman poate să-l, probabil, eu nu știu, nu sunt la curent cu, am auzit niște cifre, dar s-ar putea să fie schimbat. Doamna Caraman, care e bugetul curent? Bugetul care îl avem noi alocat în acest an este de 8 milioane de lei, dintre care 1.600.000 este prevăzut pentru campania de informare. Din discuțiile noastre cu firme specializate în elaborări de softuri, nu este posibil cu un asemenea cost să faci, deci cei ce mai rămân din 6 milioane și ceva, ca să faci o soluție tehnică pentru votul prin internet. Deci este insuficient și suma cred că ar trebui înmulțită de 2-3 ori. Nu aș vrea să mă dau cu părerea pentru că nu sunt specialist în domeniu, dar ni s-a spus că este insuficient această sumă la etapa de elaborare. În timp,
deja costurile sunt minime. Ceea ce vreau eu să evidențiez este că noi avem infrastructura pentru toate secțiile de votare, dotarea cu calculatoare și avem alocați bani ca să înnoim parcul de calculatoare în acest an, o sumă de 30 de milioane de lei ne costă. Avem acest sistem deja care ține unite toate calculatoarele, indiferent că sunt secții de votare din țară sau peste hotare, deci noi ca infrastructură avem deja totul pregătit. Costul rămâne pe seama elaborării softului pentru votul prin internet. Și aș mai adăuga la acest cost, oricât ar fi el, probabil încă 50% costurile de audit și verificare că implementarea este corectă. Și asta tot este în planul de acțiuni, deci la cele 9 luni sau 10 luni sau un an cât va fi implementarea, ar mai fi încă 3-4 luni plus minus pentru un audit al soluției, audit independent, discutam noi că ar fi bine chiar să fie de două companii sau două păreri diferite, dar asta știți cum pe etapă se va vedea în dependență de situație, care, cum se va dezvolta. Da. Pare, dacă permiteți. S-a discutat despre aspectul tehnic, da? Eu cred că aspectul tehnic e cea mai mică problemă, e o problemă care se soluționează, de fapt, da, se rezolvă prin suportul, mă rog, partenerilor de dezvoltare, nu este o problemă. Problema este de natură politică, pentru că ori Comisia de la Veneția recomandă ca trecerea la implementarea votului prin internet se facă printr-un mare consens politic. Acum, sigur că toți exponenții, hai să vorbim măcar de partidele parlamentare, sigur că cineva o să creadă permanent că cel care este la guvernare are anumite privilegii și poate într-un fel sau altul controla. Apropo, nici nu știu dacă sunt măsuri contravenționale, pedepse în privința dacă se încearcă cineva să falsifice. Ce bine, asta la fel se rezolvă, dar este și eu vreau să vă întreb, eu cam am o intuiție ce se întâmplă între partidele politice și care este abordarea lor față de implementarea punctelor de vedere cu privire la implementarea votului prin internet. Dacă colegii de la Comisia Electorală Centrală au avut discuții prealabile cu diferite fracțiuni politice din Parlamentul Republicii Moldova ca să vadă în ce măsură susțin această idee, ca să nu fie, știți cum, o investiție care rămâne undeva așa la murat pe un timp mai mult și îndelungat. Iată, tocmai la lansarea acestui caiet de sarceni, planificăm să fie prezenți partidele politice, să fie prezente și toți subiecții care sunt antrenați în alegeri. La etapa când am consultat conceptul de vot prin internet, de asemenea, cel puțin din partea Comisiei Electorale Centrale, a fost o deschidere și la aceste evenimente am invitat părțile interesate, au avut posibilitatea să vină cu comentarii, cu obiecții, cu sugestii, cu propuneri și așa o vom face în continuare. Deci, la acest eveniment, din data de 3 martie, urmează să invităm partidele politice și chiar să simulăm un exercițiu ca de comun cu specialiștii să se caute vulnerabilități în această descriere a softului și să avem discuții de acum încolo cu partidele politice, de fapt cu decidenții referitor la acest subiect. Cert este că în interiorul CEC-ului am avut și noi discuții, deci diferite păreri, dar majoritatea au susținut atât conceptul cât și acțiunile ulterioare și votul a arătat că există o susținere. Dacă îmi permiteți, domnul decan, o să îi ofer cuvântul și lui Dan și lui Victor ca să răspundă la această întrebare, dar și la cele anterioare menționate de către cei din sală. Da, aici cu partidele politice, cred că noi suntem la o activitate foarte
nestandard pentru Moldova, când de fapt de obicei reforma vine de sus, adică din Parlament spune că trebuie făcut o reformă și agențiile implementează. Păi aici mai multe agenții, vine, această reformă vine de jos și este implementată de la oameni, prin agenții și ajunge la legislativ. Și de asta aici o să vorbesc și despre importanța la consultările, prezentarea caietului de sarcini, care de fapt sunt și consultări publice, unde se vin aceste partide. Eu am auzit că, da, să numim, Partidul Socialiștilor nu este tare de acord cu acest sistem, din cauza la unele vulnerabilități, din cauza la poate unele sistemele noastre. De asta eu tare sper că ei să vină, noi împreună să facem această verificare, ea va fi supusă auditului. Noi am prevăzut foarte multe momente de securitate și de faptul că nu doar o instituție publică poate să-și concentreze puterile într-o mână și să conducă cu acest vot și să facă așa ca să ducă la falsificare sau să coordoneze acest vot. Asta va fi imposibil și trebuie chiar să pui mâna pe toate instituțiile din țară și să mergi chiar și mai departe ca să poți să controlezi acest sistem și nici în cazul ăsta nu va ieși, nu poți face asta chiar și dacă acăpărezi toate instituțiile. De asta noi tare chemăm partidele să vină, să vedem, împreună să participăm la audit și să vedem cum posibil. Pentru că, după cum am spus, cerința pentru reforma asta vine de jos, nu de sus. Mersi. Mersi, Dan. Te rog, Victor. Deci, probabil prin răspunsul că această vot prin poștă, care totuși are dreptul să trăiască, absolut, și asta este una dintre alternativele care există, care a fost implementată în România, cu un succes relativ, vreau să vă spun, pentru că pur și simplu în Marea Britanie plicurile corespunzătoare printate de poșta română nu încăpeau. Și exemplul cu 70 de ani este elocvent de la sine. 70 de ani în urmă, nimeni în țările corespunzătoare nu avea smartphone, cum avem fiecare dintre noi, inclusiv și dumneavoastră. Deci noi trăim acum peste 70 de ani în care aici în smartphone ne cumpărăm bilete de avion, operăm cu operațiunile noastre bancare și interbancare, facem schimb de informații, semnăm documente și așa mai departe. Noi trăim cu tot un alt context. Asta în primul rând. Într-al doilea rând, da, într-adevăr, în alegerile din Bundestagul din Germania în 2021 au votat mai mult, chiar 47,3% din câte eu țin minte, prin vot poștal, ce este super important, pentru că acest stat și-a făcut un sistem poștal intern, fiți atenți, au votat Germania din interiorul statului, 47%. Noi însă avem o altă problemă și problema majoră nu este în Republica Moldova, ce a spus, cum a spus doamna președinte Caraman, este în diaspora. Iar în diaspora și cu votul prin poștă sunt o mulțime de elemente și de riscuri mult mai multe decât în cazul votului online. Mai departe, aspectul politic. Noi nu avem o discuție sistemică, din nefericire, în Parlamentul Republicii Moldova și în cadrul partidelor politici, nu mă refer doar la cele de la Coaliția de Guvernare sau Partidul Guvernare sau cele de opoziție, ci noi avem peste 50 de partide, 54, 57, nu știu câți sunt. Deci noi nu avem o discuție sistemică politică și cumva se evită de a discuta acest element. A fost o discuție și a fost un... Doamna președinte a unei comisii a răspuns cumva prin două argumente și acest argument, unul a fost că este scump, dar încă o dată, votul, implementarea votului online este mult mai ieftin decât alte modalități de vot, unul, și luați în considerare care sunt plățile enorme pe care le plătesc cetățenii Republicii Moldova la fiecare exercițiu electoral ieșuat din acest punct de vedere. Da? Unde sunt rânduri imense, unde oamenii cheltuie bani imenși, cheltuie sute mii de kilometri călătorești și nu au posibilitatea să voteze. Și al doilea argument era că trebuie să investim în securitate cibernetică. Dar noi și oricum trebuie să investim în securitate cibernetică. Aceste două argumente, unicele două, care într-un fel sau alt au sunat vreodată, ele iarăși nu au un temei pentru a deveni valabile. Și ultimul element, ceea ce a spus Dan este super important. De cumva se întâmplă că la noi inițiativa vine de jos și nu viceversa, de sus în jos. Dar de fapt explicația după mine este una foarte simplă. Problema majoră este problema oamenilor care nu au posibilitatea să voteze. Și anume din această perspectivă, oamenii își doresc soluții alternative.
Și eu cred că este de datoria politicienilor din toate partidele politice să asculte ce spun oamenii și să rezolve problema corespunzătoare a lipsei posibilităților egale de a vota cetățenilor Republicii Moldova. Și încă o dată, această problemă nu se va soluționa de la sine. Dacă cineva crede cumva automat se va soluționa, nu se va soluționa. Dacă îmi permiteți, atunci când am vorbit despre votul prin, corespondență, de fapt nu am venit cu inițiativa de a propune această soluție pentru Republica Moldova. Am lansat această idee pornind de la faptul că multe state au deja o formulă de vot alternativ și poate nu simt necesitatea de a merge pe ideea de votul online, dar votul alternativ este aplicat de 10 de ani în alte state și ei oferă această oportunitate. Depinde deja de fiecare stat, fie doar cetățenilor care se află în afara statului, fie tuturor cetățenilor la diferite tipuri de alegeri. Ori pentru Republica Moldova, într-adevăr, este târziu să introducem votul prin corespondență, atâta timp cât există o soluție nouă, votul prin internet, fiind o țară nu foarte mare, având infrastructura despre care vorbeau experții pe domeniul de e-government digital și respectiv pe termen lung, pornind de la realitățile noastre, deci ar fi o soluție binevenită și susținută. Da. Dacă nu sunt alte întrebări în sală, vă rog să ridicați mâna să ne dați un semn ca să vă văd și eu. Victor, dacă... Eu nu sunt promotorul doar a votului online. Eu sunt promotor la oricare modalitate tehnică de vot. Spuneam, în Estonia sunt 7 modalități tehnice de vot și cetățeanul să fie în drept să selecteze care e opțiunea care vine lui cel mai mult la îndemână. De exemplu, săptămâna trecută, în ambasadele Estoniei care se află în afară, ambasadele au obligația să organizeze minim 2 zile de alegeri și ambasada decide, practic, împreună cu comisia electorală, minim 2 zile, pentru că ei știu cel mai bine când cetățenii vor să vină. Sunt 2, 3, 4, 10 zile cât este nevoie. Și tot în ambasade lucrează votul, așa numit prin corespondență, cum numim noi, sau prin poștă. Dar el lucrează tot prin intermediul ambasadelor. Deci fiecare stat poate să selecteze mai multe tipuri, dar cetățeanul să aibă de unde alege. Și eu cred că acest element de a alege este foarte și cel mai important. Ca să intervin și eu la discuția privind cele două soluții sau cele două metode alternative, votul prin internet și votul prin corespondență. Deci avem două cazuri diferite. Atunci când Parlamentul, pe de o parte, și vorbesc majoritatea parlamentară, a alocat în luna septembrie fonduri pentru procesul pilotare și testarea votului prin internet, iar recent, la începutul lunii februarie, pe platforma Parlamentului a fost organizat un eveniment public, privind votul prin corespondență, cu participarea unor experți din Polonia, care au venit cu experiența proprie privind implementarea votului prin corespondență. Și din câte înțeleg, există mai multă voință la ora actuală din partea majorității parlamentare, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, de a promova metoda care ține de votul prin corespondență, de altfel inclusă și în programul de guvernare. Acum, ceea ce este important noi să înțelegem și să reținem, de fapt, este că procesul de pilotare și testare este absolut fundamental pentru implementarea votului prin internet, dar dacă acest proces nu va fi urmat de aprobarea de către Parlament a implementarea votului prin internet, respectiv modificarea codului electoral, atunci fondurile alocate, inclusiv pentru
eforturi de comunicare, de promovare a acestei soluții în rândul populației, activitatea grupului de lucru, dezvoltarea caietului de sarcini, a conceptului privind sistemul de votare, s-ar putea să nu mai fie relevante într-o anumită perioadă. Pentru că, iarăși, viziunea politică trebuie să cuprindă nu doar etapa de pilotare și testare, dar toate etapele în sine. Iar aceste etape, de fapt, pot fi implementate în paralel. Deci nu există un, nu există un cadru sau o axă cronologică pe care să încadrăm diferite etape și să le urmăm. Mai degrabă trebuie să lucrăm la diferite etape în paralel, iar modificările la codul electoral pot fi făcute în paralel cu procesul de pilotare și testare. Ăsta e un lucru care, din păcate, politicul dorește să-l ignore, să-l evite, pentru că, de altfel, iarăși, așa cum am menționat, s-ar putea ca eforturile pe care le face astăzi Comisia Electorală Centrală, Agenția Guvernare Electronică, STISCU și alte instituții implicate, s-ar putea să se soldeze cu nimic într-un final ca rezultat pentru cetățenii simpli. Ori această soluție tehnică odată dezvoltată, ea trebuie să fie utilă pentru oameni, atâta timp cât au fost alocate fonduri pentru ea și ea trebuie să producă niște rezultate. Asta cred că este problema cea mai mare și în continuare, chiar dacă suntem la etapa de pilotare și testare, Parlamentul, actuala guvernare, dar și partidele din opoziție trebuie să fie implicate în proces și trebuie să fie chestionate, repetat, pe marginea viziunii pe care o au asupra acestei probleme. Dacă ne oprim la această etapă, nu o să rezolvăm nimic din multitudinea de probleme pe care le-am menționat anterior și Victor și alții vorbitori, care țin de organizarea procesului de vot, inclusiv și în special în diasporă. Pe această notă, cumva, o să rog vorbitorii noștri să vină cu un cuvânt de final, o scurtă concluzie asupra acestui eveniment și poate oportunitatea unor discuții ulterioare în țară cu alte grupuri din societate pe marginea acestui subiect. Vă rog, doamna Caraman. Reiterez despre necesitatea ca să discutăm cu toți actorii implicați, în special cu factorii de decizie, cu cei care urmează să ia decizia finală și să continuăm să comunicăm cu cetățenii, să vedem de ce au nevoie cetățenii, cum văd ei soluția pentru problema în cauză, dar cert este că trebuie să o identificăm de comun. Prin urmare, doar prin comunicare și prin asemenea discuții vom ajunge la soluția care va fi acceptabilă de către întreaga societate. Și încă un moment, vreau să mulțumesc organizatorilor pentru aceste posibilități de a comunica la direct cu cei interesați și pentru susținerea care o avem în continuare în acest proiect de o importanță majoră. Vreau să reiterez faptul că Republica Moldova are specialiștii necesari în instituțiile implicate, inclusiv în acest grup de lucru, pentru a-și asigura securitatea cibernetică. Atacuri cibernetice pe care le-am avut până acum nu prea au văzut, au fost multe, dar nu s-a văzut în societate efectul lor. Da, după cum bine știți, și asta arată anumite lucruri. Nu zic că nu trebuie să ne pregătim și să creștem în continuare în acest aspect și asta și urmează să fie făcut și deja a început să fie făcut în următoarea perioadă. Deci, întrebările tehnice sunt încă în anumite întrebări, ele vor fi rezolvate, dar dacă decizia va fi să fie implementat votul, eu cred și consider că noi nu vom avea o implementare mai slabă decât în Estonia, dacă tot vorbim de Estonia. Mulțumesc. Da, eu vreau să spun despre importanța la consultările care le vor organiza CEC și eu cred în reforme care se fac cu oamenii, nu doar de undeva de sus că este o reformă și oamenii nu sunt consultați. De asta CEGA face consultări și tare vă îndemn să veniți, specialiști în IT, specialiști în alegeri, specialiști în drept. Vom
vom face diferite activități ce țin de transparență, de cum o să observăm alegerile, cum ele vor funcționa și tare vă îndemn să veniți la următoarele consultări, care noi le vom face în format mai larg. Mersi. Vă dați pentru această discuție. Avem o problemă, problema are soluții. Avem oamenii pregătiți, avem toate elementele necesare, avem nevoie de mai multă voință politică, pentru că noi nu avem acum în Parlament în susținerea acestui deziderat. Trebuie să recunoaștem acest lucru și să înțelegem de ce, poate e nevoie de mai multe explicații. Și cei care ne ascultă din sală, dar cei care ne ascultă live, vă rog frumos, faceți-vă semnătură digitală și începeți să consumați serviciile digitale minunate care lucrează deja în Republica Moldova. Cu cât mai multe soluții digitale veți folosi dumneavoastră, cu atât mai mare credibilitatea va fi în posibilitatea implementării votului online și viceversa. Deci noi trăim în secolul 21, noi toți avem interconexiune la nivel de gigabit din oricare colț al lumii, noi folosim telefoanele noastre pentru toate operațiunile vieții și noi nu putem să rămânem în secolul 19 cu proceduri medievale de organizare, având la dispoziție atâtea elemente tehnologice care ne ușurează viața noastră, ne fac viața noastră mai simplă, dar totodată noi să ne facem dreptul nostru suprem de a alege oamenii în forurile supreme ale Republicii Moldova, reprezentanții noștri, de fapt, de la care are de suferit și democrația în Republica Moldova. Sunt absolut sigur de acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult tuturor vorbitorilor noștri, mulțumesc mult domnului decan și Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative pentru suportul acordat la organizarea acestui eveniment. Mulțumesc doamnei Monica Bucurenciu, care a fost alături de noi pe toată durata evenimentului, și partenerilor noștri de la Bruxelles, Uniunii Europene, pentru suportul acordat în organizarea acestui eveniment. Mulțumesc vouă celor prezenți în sală că ați fost alături de noi. Sper că discuția a fost una utilă și noi vom continua această serie de dezbateri, discuții cu diferite grupuri din societate, inclusiv studenți tineri, autorități locale, mediul de afaceri, ca să promovăm mai departe și să explicăm pe înțelesul tuturor diferite componente care țin de votul prin internet. Și dacă domnul decan dumneavoastră ați deschis evenimentul, vă predau ștafeta ca să închideți această reuniune. Mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc. Sigur că eu aș zice așa că mai e mult până departe, dar cel mai... Eu nu sunt sceptic. Eu cred că poate încerc să... Nici nu vreau să zic că sunt mai informat ca dumneavoastră, dar cu părere de rău, problema nu este una tehnică, da? Este problema care ține de cultura politică a cetățenilor din Republica Moldova și probabil sarcina noastră a tuturor, a facultății, a absolvenților noștri, este să transmită acest mesaj, fiindcă democrația contează, democrația costă și dacă nu o să facem efortul de a ne informa și de a ne avea toată libertatea și de a ne folosi, a utiliza această libertate pentru a ne clădi destinul nostru și a copiilor noștri, atunci nu trebuie să așteptăm cineva să o facă în locul nostru. Deci asta e mesajul cel mai principal, dar cel mai lung drum începe cu primul pas. Așa să considerăm că facem primii pași și eu aș dori că îi fie de bun augur. Vă mulțumim foarte mult, vă mai așteptăm la discuție.